Vineri seara, polițiștii compartimentului urmăriri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au depistat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin un tânăr de 21 de ani din localitate, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind dat în urmărire la nivel național. În momentul depistării, bărbatul nu s-a supus indicațiilor polițiștilor și a manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care s-a folosit forța, mijloacele și armamentul din dotare, fiind executate două focuri de avertizment în plan vertical. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat în municipiul Drobeta-Turnu-Severin un tânăr de 21 de ani din localitate, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, fiind dat în urmărire la nivel național. În momentul depistării, bărbatul nu s-a supus indicațiilor polițiștilor și a manifestat un comportament agresiv, motiv pentru care s-a folosit forța, mijloacele și armamentul din dotare, fiind executate două focuri de avertizment în plan vertical. Bărbatul a fost condamnat la 2 ani de închisoare de judecătoria Drobeta-Turnu-Severin pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, înșelăciune, uzurparea de calități oficiale și fals în înscrisuri sub semnătura privată. Tânărul a fost încarcerat în penitenciarul din Drobeta-Turnu-Severin.